Salutări tuturor, bine v-am găsit la GSP Live. Ne pregătim de un weekend cu fotbal în Liga 1. Vine etapa de Liga 1 peste noi. Se întâmplă transferuri în Liga 1, jucători importanți pleacă din Liga 1 spre alte campionate. E cazul lui Sergiu Buș, care o părăsește pe FCSB și pleacă în Coreea. E cazul lui Djokovic, care o lasă pe CFR Cluj și merge în Turcia la echipa lui Șumudică, noua echipa lui Șumudică, Rizespor. O să discutăm însă foarte puțin în această dimineață despre fotbal și despre weekendul de Liga 1, pentru că în dimineața asta mergem, așa cum v-am obișnuit în ăștia 2 ani de când facem emisiunea, de din când în când discutăm despre kickboxing, discutăm despre alte sporturi și până acum am avut invitați oameni consacrați în acest sport, oameni trecuți de 30 de ani cu performanțe importante, însă oameni care se duc cumva înspre a doua parte a carierei. În dimineața asta însă vom discuta cu o speranță, cu un talent din kickboxingul românesc, un tip care e la început de carieră, are o carieră imaculată în momentul ăsta din punctul de vedere al înfrângerilor, are 5 victorii din 5 până acum, în același timp este campion mondial de Kempo, este campion al României de box, un tip căruia îi se prevede un viitor frumos în acest sport. E vorba despre Sorin Căliniuc, care a venit în această dimineață. Îi mulțumim că a acceptat invitația noastră. Îl salut. Bună dimineața, Sorin. Bună dimineața, îți mulțumesc și eu pentru invitație. Ce faci? Cum e, la mulți ani, în primul rând, cum e începutul ăsta de an pentru un kickboxer, boxer în același timp, kickboxer? Este un început frumos, plin de obiective. Ok. Avem mai multe lupte anul acesta, atât la box cât și la kickboxing. Avem planuri foarte mari, vrem să ajungem la Olimpiadă. Vreau să ajung în promoția Glory. Așa. Asta e marele tău plan. Da, Glory, dar îmi doresc foarte mult și la Olimpiadă să ajung și să fac ceva acolo. Ai încercat să mergi la Olimpiadă, să obții deja calificarea la Olimpiadă anul trecut, în martie. Da. Dar ai pierdut în primul tur. Am văzut. Un meci, da. Din păcate, adversarul meu a făcut o impresie mai frumoasă. Ok. La puncte. La puncte, să zicem. Uh-huh. A câștigat. Dar a fost o experiență bună pentru mine, pentru că am avut de învățat și am văzut unde am greșit. Și am avut timp să corectez multe probleme de atunci. Care erau marile probleme pe care le-ai identificat atunci? Cea mai mare problemă a fost psihică, pentru că am căzut, antrenorul îmi cerea niște lucruri, mie nu mi-au reușit și cred că... În timpul luptei. Nu mi-au reușit și... Am ieșit din luptă. Mintea ți-a fugit în altă parte. Da. Deci, practic, ți-ai pierdut focusul, ți-ai pierdut concentrarea. Da, din păcate. Dar sunt pregătit acum și nerăbdător să... Cum ai lucrat cu mintea în lunile astea? Chiar sunt curios. Că mă gândesc că aici, dincolo de ce faci în sală, de miile de pumni, zecile de mii de pumni care se adună, mă gândesc că trebuie să... Mintea ta cumva trebuie oțelită, trebuie... Păi am noroc cu antrenorul meu, Aurelian Ștefănescu, care este și un bun psiholog. Așa. Și mă ajută foarte mult pe toate planurile. Vorbesc cu el deschis despre orice și este un mentor foarte bun pentru mine. L-am văzut, era nelipsit la prezențele tale acum 2 ani la televiziuni, pe unde ai fost, la Măruță, la Neața cu Răzvan și Dani, era lângă tine. În dimineața asta n-a venit. De ce? În dimineața te lasă singur, ușor, te lasă să... Nu. El este aproape aici. Așa. Lângă inima mea. Probabil și perioada asta, acum, mai dificilă cu virusul acesta și trebuie să ne ferim, să stăm puțin mai... atenți. N-am mai luptat în kickboxing de când? De la începutul anului trecut? Am luptat în kickboxing acum o lună de zile. O lună? Da, în decembrie. Așa. Am avut un match pentru titlul la 75 de kilograme și mi-a mers foarte bine, am câștigat. A, deci în momentul ăsta ai cât? 6 victorii? 5 victorii. 5 da. Din 5. 5 okay. Victorii, da. Deci am zis bine, 5 din 5. Da, 5 din 5. Dar zi-mi de unde ai apărut tu. Pentru că acum 2 ani presa scria dintr-o dată, domnule, avem un nou talent la kickboxing.
De unde? De unde ai apărut? Am citit despre tine și sunt puține lucruri. Mă uitam dimineața, încercam să văd care-i trecutul tău, să-l înțeleg, să te înțeleg de unde vii. Judo la 4 ani, am citit? Da, am început la 4 ani după cu judo. După care, la un moment dat, în timpul adolescenței, ai lăsat sportul pentru o perioadă, după care ai revenit la sport. Da, a trebuit să a trebuit să merg la servici, să-mi caut un servici, pentru că au apărut nevoi. Zi-mi întâi, ești din București, nu? Da, sunt din București. Cum a fost copilăria ta? Hai să vedem. Vreau să înțeleg și cum se duce un copil către kickboxing. Asta vreau să înțeleg. Am avut o copilărie normală, ca orice alt copil. Unde în București? În București, în zona Titan. Așa. Lângă Parcul Iore. De mic am fost trimis la sport. Mama m-a luat și m-a trimis, am început la judo. Uh-huh. Alături de fratele meu. De ce judo? Fratele tău mai mare? Da, am un frate mai mare de 4 ani. Și mergem la judo ca să-mi ocup timpul. Eram pentru că copil. Mergea el la judo, ai mers da, și tu. Da, da, da. Era exemplul fratelui mai mare. Da, 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 da. Eram în spatele lui. Ok. Trebuia să-mi ocup timpul cu ceva, că eram copil, aveam multă energie. Hiper energie. Da. Da. Eu mergeam acolo să mă șoc, să făceam cu totul altceva decât judo. Dar unde cu timpul... Judo? Unde ai mers? Am fost la clubul Sakura. Numește, am avut antrenor pe domnul Dan Deliu. Uh-huh. Un antrenor foarte bun. Și cu timpul am devenit, să zicem, puțin mai serios, dar... Cât ai stat la judo? Cât ai făcut judo? Am făcut judo până la vârsta de 15 ani. Deci 15 ani de judo da, ai în spate. Am făcut, da. Ok. Am făcut o pauză, m-am apucat iar de sport, m-am încercat și fotbal, am încercat și... Cum fotbal? Te-ai dus la fotbal, la fotbal să, da, să te legitimezi sau să joci? Pur și simplu să mă legitimez, am fost unde? La un club. Unde? La clubul Viitorul. București? Viitorul, da, Viitorul București. Pe unde, unde aveau? Lângă stadionul Național. Așa? Național Arena. Ok, în spate acolo. Da, 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 da. Și cât? Te-ai dus? Bună ziua, bună ziua. Bună ziua, bună ziua. M-a băgat bine să se împartă. În poartă, de dacă ce? Nu prea, nu eram prea mă, eram slab față de colegii mei. Eram, da. M-a băgat asta în poartă. Asta pe la ce vârstă se întâmpla? 16 ani. A, deja era, 16 ani, da. Mare, adică cam târziu pentru să mai faci o carieră de portar în fotbal. Oricum, nu mă regăseam. Am fost și la basket, am fost... Tot după 15 da, ani, da, da. După judo. Atunci, în perioada. Deja era târziu, totuși să te mai apuci de un alt sport nou, total nou, cred. Da. Deci, fotbal, cât ai stat la fotbal? Puțin, am fost câteva antrenamente, 3 antrenamente, 4 antrenamente. Povestește-mi o experiență de la antrenamentele de la fotbal. Mai ții minte vreo chestie care ți s-a întâmplat? Sincer să-ți spun, n-am mai continuat să merg la fotbal pentru că n-aveam ghete și mi-era rușine față de celălalt colegi. Eu aveam niște Adidas de aia, niște tenis și toți colegii mei aveau ghete, dar nu cred că ăsta a fost motivul principal. Nu m-am regăsit. Dar te simțeai totuși un pic. Da, mă simțeam puțin, da, da. Asta cred că a fost o motivație pentru mine. Și acum? Cum a fost? Totuși copilăria ta, ai avut ce trebuia sau ai crescut totuși cu... Am avut ce trebuia, nu mă plâng. Uh-huh. Am crescut ca un copil normal. Ok. Da, n-am avut lipsuri. Uh-huh. Dar a fost, da, ca orice copil. Nu te-ai dus la fotbal, te-ai dus la... Azim, scuze-mi. Am ajuns la basket, m-am dus la... Totuși, aveai înălțime de conducător de joc de basket. Eram... Nu aveam nicio treabă. Nu. Așa am fost câteva... Dar când te-ai dus? Tu mai jucase și până atunci basket? Nu, nu, nu. Deci ai zis... Dar vreau să văd cum e. Ok. Am dus, nu prea mi-a plăcut. Am și jucat un meci. În alea treia de m-a băgat direct la meci. Da? Eram paralel pe acolo, alergam și eu lângă minge. Și am ajuns la kickboxing. Am fost în mai multe săli. Asta la ce vârstă, la kickboxing? Pe la 17 ani am ajuns, 17 ani, da, am ajuns, am făcut kickboxing, dar la vârsta aia nu era așa ceva serios. Eram amator, făceam, okay. Nu aveam un nivel mare de antrenamente. Mergeam de 3 ori pe săptămână la kickboxing. Uh-huh. Mi-a plăcut, am mers la mai multe săli și am avut experiența să văd... Să văd spiritul. Da.
Îți plăcea, totuși? Îmi plăcea, da, îmi plăcea, dar nu eram, parcă îmi plăcea. La un moment dat, mi-aduc aminte, fugeam de la liceu, da? Nu stăteam la ultima oră. Unde ai făcut liceu? La Anghel Salini, în liceu sportiv. Unde e asta? Lângă Iure. Okay. Între Diham și... Ok, fugeai de la liceu? Diham, da, fugeam de la liceu. Ziceam, băi, am antrenament, vreau să stau și eu puțin în pat, că trebuie să plec. Trebuie să merg la antrenament. Am fost în mai multe cluburi și am ajuns la clubul Sajdim. Îmi sună cunoscut. Are legătură cu firma cu același nume care are un contract cu FCSB? Da, 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 exact. Ah, okay. Da, da, da. E firma de pază angajată mereu de FCSB, da, da, SAS. Da, 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 putem da, să dăm nume că nu suntem la televizor. Da, da, da. Ai ajuns acolo? Am ajuns acolo, m-am antrenat un an de zile, singur. Uh-huh. Era o perioadă mai cum dificilă, singur? Așa. Singur mă antrenam cu cineva, dar nu era așa nu ceva. Nu erai băgat în seamă, da, lumea da, nu te lua în considerare. Da, 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 la început nu vrea nimeni. Eu îmi doream la nebunie să fac un meci la televizor, dar nu mă lua nimeni în considerare, nu mă lua nimeni în seamă. Povestește-mă un moment din perioada asta în care nu-ți găseai totuși, mergeai, voiai să te duci, dar nu-ți găseai calea, nu-ți găseai drumul. Simțeai că nu, ceva rând, nu se potrivește. Lucram și la casino. La câte? Asta e o perioadă? La 18 ani am început munca. Cum te-ai dus la casino? Cum te-ai ajuns la casino? Păi... E totuși crud pentru a fi badigar la casino. Chiar mi-a plăcut. Da, au fost și lucruri frumoase. Pe lângă oboseala, pe lângă nopțile pierdute. Într-un ziar? Nu. Am avut un prieten care m-a ajutat. Da. Eu am vrut să... Da. Erau nevoi și okay. Am vrut să fiu... Să mă descurc singur. Te-ai dus, te-ai angajat? M-am angajat. Unde lucrai? La ce casino? Am început prima oară să lucrez la Novotel. Grande Vie se numește. Era un casino pe okay. Calea Victoriei. Uh-huh. Am lucrat și la Intercontinental. Serios? Da. A fost o perioadă frumoasă. Câștigai bine? Aveam un salariu minim pe economie. 18 cum milioane? Cât da. 2000 de lei? Da, da, da. Acolo, 1800. Da, 2000 de lei. Ok. Bani, da. A fost o perioadă frumoasă pentru că am avut ocazia să cunosc mai diferiți oameni. Se spune însă că oamenii din casino totuși pot fi oameni de calitate, dar foarte mulți oameni de casino sunt totuși oameni viciați, oameni care... Da, este un mediu negativ, cum toxic. Cum arăta o zi din viața ta când erai bodyguard la... Povestește-mă un pic. Păi, noi nu prea făceam prea multe lucruri acolo, bodyguard, noi eram... Ce era? Paznici. Da. Okay. Bodyguard înseamnă să fie altceva. Deci te trezeai, mă gândesc că te trezeai totuși... Mă trezeam la 5 dimineața. Ah, la 5 dimineața. Da. Așa. Când aveam două ture, aveam tura de dimineață și tura de noapte. Ok, te trezeai la 5 dimineața? Da. Mă spălam, mâncai luam hainele, așa. Da, nici mai știu. Aveai o uniformă mâncam. De... Da, aveam o costumație. Uh-huh. Eram îmbrăcați elegant, da? Okay. A fost frumos. Te duceai și ce făceai acolo? Te duceai? Ajungeam acolo, îmi beam cafea, bineînțeles, începeam cu o pauză. Așa, ok. Și 12 ore acolo, câteodată erau zile în care treceau bine, treceau repede, nu simțeam așa mult, dar mai erau și zile în care mă uitam la ceas și nu mai trecea timp, nu mai plecam odată. La un moment dat a ajuns să... Că tot îmi spuneai tu să-ți povestesc. Da. Nu mă regăseam, nu... Eu îmi doream foarte mult să fac sport de performanță, să devin un luptător profesionist. Și a fost o perioadă în care l-am cunoscut și pe Aurelian Tănăsescu. Unde l-ai cunoscut? A venit la sală și a deschis... La SAS aici, da. Și a deschis la SAS. Și a făcut... cum să zic? Și a amenajat, a făcut acolo okay. O zonă de luptă. Da. Probabil că s-a înțeles cu cei da, patronii. Da. Și am văzut, mi-a plăcut, era când și-a deschis el, cum să zic, veneau toți sportivii, știi, la el, din tot Bucureștiul și mă uitam așa, mamă, vreau să vin și eu aici la antrenament. Cine venea? Ce oameni? Păi venea Tolea, venea Ion Pascu, venea... El știindu-i de unde, că el venea din străinătate, era stat o perioadă în America de Sud, înțeleg. Da, el venea din străinătate, dar el... Cu 10 ani în urmă, era cunoscut aici, în București, da. Okay.
nu era ca și unul, a venit un om, nu știa nimeni. El era cunoscut în București și din vorbă în vorbă s-au strâns la antrenamente. Da. Și tu îi vedeai? Și îi vedeam, mamă, și îmi doream, bă, frate, vreau să merg și eu, vreau să ajung și acolo la antrenamente, că îmi place prea mult. Am fost la o ședință, am vorbit cu un prieten, l-am rugat să mă bage și pe acolo. Da. N-a fost niciun fel de problemă, m-a primit cu brațele deschise și m-a băgat la sparring prima zi. M-a băgat la sparring. Cu cine? Cu un băiat de acolo, mai mare. Și ne-am bătut, a văzut că sunt bătăios așa, dar n-aveam eu, eram țărănuș așa, nu, stăteam cu capul jos și dădeam din mâini. Tu eu. Da. Îți băgai capul jos? Da. Și dădeam avioane. I-a plăcut de mine. A ieșit sifonat din sparingul ăla sau mai degrabă partenerul tău? Da, am ieșit cu câteva zgrieturi. Da. Și ce ți-a zis? Imediat după sparing te-a luat sau când a simt? Nu, imediat. Cu timpul m-a lăsat să vadă dacă îmi doresc, dacă sunt serios. Am avut și câteva discuții cu el. El a văzut că îmi doresc foarte mult. Și la un moment dat, el a vrut să organizeze o gală aici în țară. El în Ecuador a făcut niște gale extraordinare cu așa. La toate sălile, la toate galele se umplea sala. Și a decis să facă aici, să organizeze o gală aici în țară. Și eu să fiu luptătorul, eu să reprezint clubul. Și când mi-a spus prima oară ce vrea să facă omul ăsta, eu mă uitam așa la el, nu venea să cred ce îmi zice. Asta după cât timp de când vă cunoșteați? Hai să zicem un an. Ah, ok. Totuși, a trecut, începuseră să vă cunoașteți. Da. Mai puțin, nu știu. Un an a fost, nu mai știu, a trecut timpul așa repede. Eu nu aveam o viață sportivă, adică nu eram băgat în pâine, cum s-ar spune. Nu făceam doar asta, mai mergeam și la casino. Pierdeam, deci tu practic aveai eu după 12 ore de muncă, trezit de la 5 dimineața, la ora 7, când scăpam din tură, mă grăbeam mai repede și plecam. Nici nu mă mai schimbam, mergeam cu cămașa de muncă la sală și mă schimbam acolo repede. Mă gândesc că preferai tura de dimineață la casino ca să poți să ai după masa liberă seara. Da, de nu? Da, dar era greu, mă trezeam. A fost, na, m-am obișnuit atunci în perioada, eram obișnuit. Și a văzut și el că îmi doresc mult, mă punea la alergare, alergam, făceam tot ce spunea el, îmi doream foarte mult. Și m-a scos de la casino, m-a luat de la casino. Cum te-a scos? M-a pus să-mi dau demisia. Așa. El mi-a oferit un salariu, timp de 3 luni de zile. Așa. Am avut, el a vrut să organizeze o gală, ți-am spus. Da. Și am avut 3 luni de zile de pregătire. El m-a scos din casino și m-a băgat în sala de sport. Ce? Mi-a oferit un salariu. În perioada, în asta 3 luni? Da. Ca să mă pot descurca. Era ok, da. Aproximativ da, nici, de la... nici nu mă mai gândeam la bani. Okay. Când știam ce se apropie, ce trebuia să se întâmple. Bun. Era 3 luni de zile. A fost puțin dificil. A fost cam dificilă perioada aia pentru mine. De ce? Explică-mi. Ca să mă acomodez, pentru că... Cu ritmul de pregătire, de competiție dată, serioasă. Da, dintr-o dată ce numai antrenamente. Ce? Antrenamente? Da, cât? m-am trezit pe... Mamă, îmi spunea la început, în mintea mea ziceam, mamă, nu o să reușesc să fac chestia asta niciodată, ce spune el. M-am trezit pe pista de atletism, îmi spunea că trebuie să alerg, că trebuie, mintea mea, mamă, nu eram sigur pe mine. Și când, mai ales când știam că am de luptat într-o piramidă. Deci, fii atent, nu era numai chinul de a te antrena la un nivel la care nu făcusești niciodată lucrurile astea? Era undeva și în vârful, în vârful acestei construcții de muncă multă, urma și o bătaie de care nu erai sigur, o luptă de care nu erai sigur. O piramidă, el a vrut să organizeze și a avut o piramidă cu cei mai puternici sportivi din țară, la ora actuală. Doi dintre ei au refuzat, dar a completat cu al doi sportivi, bun, și ei. Oricum, erau sportivi care aveau experiență. Da. Toți sportivii din gala aveau peste 50 de meciuri. Și tu pe noi asta, eu aveam 0, da. Și când știam că am de luptat, mă gândeam în... Zi, te gândeai că vreau să te întreb ceva. În timpul antrenamentelor,
în timp ce alergam, când simțeam că nu mai pot să alerg, mă gândeam că era în spatele meu, că era unul dintre ei în spatele meu și că vreau să mă prindă. Și ăla, atunci, ăla, cred că, atunci era impulsul să continui, să unul dau totul din cine, din cei cu care urma să lupți. Da, da, da. Ah, deci aveai o proiecție mentală pe care ți-o focusești. Da, da, da. Aveai deja adversarul pe urmele tale. Da. Cât alergai? Păi, la început am alergat o tură. Alergai noaptea pe undeva prin București, nu știu dacă înainte de vreun meci, dar te-am văzut filmat din spate, dintr-o mașină, alergând, era întuneric pesne. Da. Prima zi am făcut o tură, a doua zi am făcut două ture și tot așa, am luat-o treptat. Eu n-aveam nicio treabă, m-am luat de la zero omul ăsta. Uh-huh. M-am luat de la zero, zero. Și în timpul pregătirii, crescând, de la zi la zi, mi-am dat seama că pot să fac chestia asta. Așa, da. Uite, asta-s imaginea cu tine noaptea, alergând cu căștile pe urechi. Unde era asta? Pe undeva pe la izvor, peste Dâmbovița. Da. Uh-huh. Așa. Cu timpul pregătind, mi-am dat seama că pot să fac chestia asta și am prins încrederea de care aveam nevoie. El m-a ajutat. Vedeam la antrenamente, mergeau bine, sparingurile erau bune. Alergam din ce în ce mai bine. Și îmi aduce acum aminte. Când m-a dat câștigător în finală. Da. Eu nici nu mă mai gândeam că trebuie să mă bat cu Cristian Milea, nici nu mă mai gândeam că nu mă mai gândeam la ei ca și nume. Știam că sunt pregătit, știam că intru acolo în cușcă și nu mai contează altceva. Nu contează că el are 100 de meciuri și cu 3 luni în urmă ieșise campion mondial. Pentru mine nu mai contau lucrurile astea, eram doar eu cu el în cușca aia. Și chiar a fost bine, m-am descurcat foarte bine atunci, nici noi nu cred că avem să creadă. Vreau întâi să întreb care a fost cel mai greu moment de la pregătire. Un moment în care ai simțit, bă, nu mai pot și cu toate astea mintea ta te-a dus înainte. Păi au fost multe momente. Au fost multe momente, că... Dar motivația era prea mare și era un pas foarte mare pentru mine, pentru cariera mea ca și sportiv. A fost o șansă și a fost șansa mea. Eu dacă pierdeam aici, poate că nu mai aveam altă șansă. Dar am câștigat. Nici nu mă gândeam că nu câștig. Pe bune, eram înfometat rău de tot. Îmi doream victoria neapărat. Și... Ce impresii ți-au mai rămas de la finala asta, de la prima ta finală? Mă gândesc că mai ai crâmpeie, că e proaspătă, nu s-a întâmplat acum 10 ani, 20 de ani. Fragmente de imagini în minte, de chestii, de mirosuri, de... Deci în final, când am ajuns și-l vedeam pe Cristian Milea, toată lumea țipa, era galerie în foarte jur, mare. Toată lumea ținea cu cine? Cu el? Cu mine. Ah, cu tine? Eram de-al sării, de-al casei. Ah, da. Ok. Gala s-a organizat în sală, în sală de fitness. Nici o gală din România nu s-a mai organizat într-o sală de fitness, a fost prima. Da. Toată lumea țipa, toată lumea îmi pronunța numele și în momentul gongului, am auzit. Deci, dintr-o dată, o liniște, am înspăimântătoare, și mi-am dat seama, atunci, și acum ce fac? Unde sunt? Acum ce fac? Eu unde sunt? Nu știam unde sunt. Am avut o secundă în care a fost groaznică pentru mine, dar am trecut peste. Da. Am trecut peste. Nici nu mai mi-aduc aminte foarte multe lucruri, pentru că eram... L-ai privit vreodată în ochi pe adversarul tău? Nu prea îmi place să privesc în ochi. Contactul nu e recomandat sau...? Nu, eu nu îmi place. Nu... Ție nu? Da. Consider că intimidările astea nu sunt... Pe mine nu mă intimidează o privire. Sau... Și eu, pentru mine nu funcționează intimidarea. Okay. Să mă uit sau să fac eu pe durul. Eu sunt conștient și sunt pregătit. N-am nevoie să dau dovadă de bărbăție sau... Da. Eu sunt pregătit 100% să mă confrunt cu cei mai buni. Când ai simțit în timpul meciului că ești acolo, ești pe treaba ta și că faci o treabă cum trebuie? Păi, sincer să spun, eu nici nu prea, mâinile plecau singure, adică eu mă gândeam doar să dau dreapta cât mai bine, să dau croșeul cât mai bine, să fac pasul în spate cât mai bine.
Nu mă gândeam că, bă, vreau să-l bat pe omul ăsta. Mă gândeam doar să fac lucrurile cât mai bine. Ok. Aveai un program pe care trebuia să-l respecti. Da. În rest, da, te ducea adrenalina mai departe. Da. Și, bineînțeles, indicațiile antrenorului meu. Din colț. Le auzi? Se aud? Câteodată le mai aud. Dar sunt momente în care nu le auzi? Da, sunt momente în care n-aud, dar mă concentrez foarte mult că trebuie să fac... Trebuie să existe între noi... Dacă 1000 de oameni țipă într-o sală, eu trebuie să-l aud doar pe omul ăsta. Și lucrăm la chestia asta. Ok. Da. Comunicarea dintre voi. Trebuie să conectăm, să creăm o conexiune puternică. Uh-huh. În momentul în care s-a terminat meciul... Când mi-a ridicat mâna... Așa, te aștepta, adică știai că o să fie mâna ta ridicată? Da, da, știai, știam, nu? Da. Simțeai asta? După 3 reprize, da? Când mi-a... Eu am făcut foarte bine lucrurile. Okay. Consider că trebuia să-mi dea meciul după 3 reprize. Dar fiind la început, da? Fiind debutant în seara aceea, da? Eu am considerat că trebuie să mai dea un extra round. Adică o a patra repriză. Da. Deci, practic, în momentul în care începea a patra repriză, tu te gândeai, bă, suntem la egalitate. Nu știu dacă câștig. Eu mă gând, nu mai mă gândeam la nimic. Mă gândeam, deci mintea ta era goală de chestia asta. Deci, asta e runda mea. Atâta mă gândeam. Asta e runda mea. Okay. Acum trebuie să fac lucrurile. Dar cred că și el simțea asta că e runda lui, nu? Sau? Nu știu ce să zic. Că poate că simțea și el chestia asta. Dar nu ți-a arătat-o. Da, n-am... Nici nu prea am fost atent la el. Okay. Mintea mea era vai de cap, era război în capul meu. Da. Și în momentul în care a spus că mai avem o rundă, atunci a zis, băi frate, fac și runda asta. Puteam, da. Eram pregătit. Uh-huh. Și am spus, runda asta e a mea, nu contează cum fac, ce fac, runda asta trebuie să fie a mea. Uh-huh. Și a fost a mea. În momentul în care mi-a ridicat mâna, da. Îi jur, fam, am simțit... Ce? Ce simți? Descrie, că văd că ai talentul de a descrie. Am simțit că Dumnezeu mi-a ascultat toate rugăciunile. Ești credincios? Erai, da. Adică ești un tip credincios? Ai crescut așa sau te-a transformat pe parcurs? Am crescut așa și pe parcurs am început să caut cât mai mult. Uh-huh. Să caut cât mai mult. Am simțit că mi-a ascultat toate rugăciunile și... L-am simțit atunci, am avut un moment în care am simțit chestia, am fost a fost ceva, da. Aveai rude în sală sau pe cineva? Da. Da? Cine era? A fost și tatăl meu și fratele meu și mama mea a fost în sală. Mama ta suportă să vadă, să te vadă? Suportă, lovind, dar și lovit, te vadă. Mamele suportă, da. Ea e ca orice mamă, nu prea aș vrea băiatul lovit, dar ea... Acceptă lucrul ăsta. Trebuie să accepte lucrul ăsta. E căutat din priviri atunci, în momentul în care simțeai chestia aia, că Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunile? Spun sincer, au fost, nu știu cât timp am stat după ce s-a terminat lupta în ring, dar n-am mai simțit. Nu știu, a fost ca și cum s-a oprit timpul, nu mai simțeam nimic. Am fost foarte fericit. Foarte fericit am fost. Deci, practic, era momentul care îți spunea ție, da, continuă, da. Că da, continuu. Tu ești. Da. Da. Și am demonstrat tuturor că am reușit. Oamenii când, la început, oamenii când au aflat că eu sunt într-o piramidă în care pot să-l întâlnesc pe Cristian Milea, așa, nu? Toți spuneau, n-ai frate, n-ai cum să câștigi. Da. N-ai frate cum să-l bați pe ăsta, că ăsta are 100 de meciuri, ăsta e campion, ăsta e... Și pot spune că atunci am demonstrat că... N-ați dat seama, n-am ascultat pe nimeni. Da. Nu puteam să ascult pe nimeni, nu mă interesa. Dar atunci am demonstrat că se poate. Cum s-a schimbat viața ta imediat după meciul ăsta? Adică ai simțit că lumea te caută? Cum se schimbă? Sau ușor, ușor, cum se schimbă? Sunt curios. Care e impactul fiecărei victorii în cariera unui luptător? Păi, bineînțeles, încep să apară oameni noi. Da. Dar care așa spun ce? Este... Te caută să ce? Îți caută doar anturajul? Probabil, da. Probabil. Mm-hmm. Dar eu deja am o bază, am niște prieteni foarte... care îmi sunt foarte aproape. Vechi, prieteni. Da. Mm-hmm. Prieteni în adevăratul sens al cuvântului. Nu este un număr mare, dar este un număr
Bun. Eu mă gândesc mereu, băi frate, eu dacă pierd, lumea poate să plece imediat. Și eu sunt conștient de chestia asta. Interesant că ești conștient Gloria, de chestia asta. Da. Gloria durează un durează o secundă. O secundă. După dispare. Uh-huh. În momentele grele îți dai seama cine se alături de tine. Da. Și eu am avut norocul ăsta, noroc, ghilimele, să văd cine este aproape de mine, cine se alături de mine. Și ăia sunt oamenii din... N-ai avut momente grele în carieră până acum totuși? Cum poți să spui că ți-ai dat seama cine e lângă tine, cine e lângă... În cariera de sport n-am avut. Da. Dar ca orice om am avut... Dificultăți. Da. Care e cel mai greu moment din viața ta de până acum? Care a fost? Adică aici ai numerit, la un moment dat... Pe canapea la psiholog, zi. Da. Am avut o perioadă în care nu mă mai descurcam așa bine cu banii, dar m-am echilibrat imediat. Ce făceai? Cum îi risipeai? Făceai tu ceva, vreo prostie? De asta, adolescentină. Îi jucai la ceva? Nu te gândi. La casino? Nu, te duceai și tu în spatele oamenilor, puneți în tine. Atunci, în perioada aia, mai jucam și de plictiseală, dar acum nu. Dar nu se câștigă. Este că nu se câștigă la casino? Minciună. Fii atent. Vreau să te întreb o chestie. Mă întorc după aia la cariera ta. Povestește-mi un pic, așa, impresii din viața de casino, momente la care ai asistat, dacă poți, nu locul, nu, că mă gândesc că rămâne totuși o chestie de confidențialitate, nu ne spui locul, ai zis că ai fost în mai multe locuri, dar povestește-ne momente la care ai asistat care te-au marcat cumva, care ți-au rămas în minte. Spune-ne două momente din viața pe care ai avut-o. Vedeam oameni, deci, care... Veneau înaintea mea și eu îi lăsam acolo. Veneau înaintea ta noaptea, adică? Că dimineața. Tu ajungeai la cât ajungeai acolo? La 7 dimineața deci începeam. Deci era la 7, dar cazinul era deschis non-stop. Ori la 7 seara, da. Okay. Cazinul era non-stop. Deci erau acolo înaintea Vedeam oameni care stăteau mai mult decât mine. Care veneau... Da? Erau, cum să zic, drogați. Nu vreau să fac altceva decât să se joace la aparate, să... Când îi vedeam așa, vedeam oamenii ăștia... Adică am văzut, băi, ăștia sunt inconștienți, pe bune sunt inconștienți. Vin să, în loc să facă ceva bun cu viața lor, nu sunt aici să... Erau oameni în vârstă, oameni tineri, cum? Adică erau de toate vârstele, da. Și oameni probabil și mai bogați și mai puțin bogați. Da, veneau, dar oameni bogați, oamenii bogați nu au viață lungă în sălile de jocuri. Adică nu o să mai rămână mult timp bogați. Nu o să mai rămână mult timp bogați. Pentru că... Nu. Deci, practic, asistai cum niște oameni își ruinau totuși viața. Da. Și trăiau într-o minciună. Adică azi câștiga... Da? Nu știu, câștiga 10.000 de lei. Îți dau un exemplu. Da. Și într-o săptămână băga de 10 ori mai mult. O păcăleală totală, dar asta este un viciu. Ei poate că în sinea lor sunt nevinovați, nu-și dau seama de chestia asta. Dar este un... Ai văzut oameni disperați? Da. Ai văzut? Da. Disperați? Păi am văzut de toate categoriile, vârstă. Am văzut femei. Femei? Așa. Multe femei. Da? Multe femei în vârstă. Da. Cred că la un moment dat am văzut o bătrânică, a stat 3 zile în casino. Nu cred, cum? 3 zile a stat în casino și mă uitam la fața ei, da? După 3 zile, băi, n-a avea nimica. După 3 zile era, n-a avea nimica la față. Poate totuși se ducea acasă fresh. Cât te duceai tu acasă. Nu, că se auzea atunci. Okay. Bă, uite, aia nu mai pleacă acasă, bă. Baba, cum se zice. Da, baba. Nu mai pleacă nebuna aia acasă să joacă de 3 zile. Și pierdea sau câștiga? Pierdea, câștiga, era acolo. Nu știu ce făcea. Ce juca? Ruletă? Ce juca? La jocurile electronice, la aparate. Păcănele. La păcănele, da. Nu putea să joace oriunde într-un cartier. Trebuia să vină până la casino să joace. Da. Cred că era plăcerea ei. Plăcere, nu pot să-mi dau. Plăcere nevinovată. Și mânca acolo, totul acolo. Da. Se ducea la baie acolo. Wow. Oameni bolnavi. Interesant. Da. Cred că te-a marcat totuși perioada asta. Ba, m-a marcat. A fost o experiență
bună pentru mine. Dar nu m-aș mai întoarce niciodată să lucrez în casino. Asta cu siguranță. Cred nu eu. Mai vreau să aud așa ceva. Aveam parte de... Trebuia să lucrez cu oamenii. Oamenii erau foarte nervoși, erau supărați. Că pierdeau. Da. Și noi eram acolo să... Eu deja când trebuia să se întâmple ceva, nu mai suportam. Îmi ziceam, nebuni ăștia. Ne certăm cu nebuni ăștia. Dar nu, adică nu degenerau lucrurile, să zici că trebuia să folosești forța cumva sau să Nu. N-aveam există voie, așa ceva, unul la mână și doi la mână probabil că nu se ajungea chiar acolo. Noi încercam să nu se ajungă acolo. Încercam din vorbă bună să nu se ajungă acolo. Dar povestește-mi un incident. Vreau să-l vizualizez tu și să-l povestești tu, că văd că ți-am zis, povestești bine. La un moment dat... Da? Da, ăsta îmi vine acum în minte. A trebuit să dăm afară un om de la casă, din... Primise interzis. Nu mai avea voie să joace. De ce? Pentru că făcea ceva? Da, făcea... Începuse să lovească aparatele, deja era... Crea o atmosferă neplăcută. Bun. Și trebuia să-l dăm afară, să-l scoatem din sală. El, bineînțeles, nemulțumit, supărat pentru că pierduse, nu vrea să plece și a trebuit să-l luăm pe sus. Câți? Eu alături un coleg de-al meu. Da? A trebuit să-l luăm pe sus și să-l scoatem din casino. A fost un moment... Gândește, era ora 5 dimineața. Da. Eram... El cum era? Tânăr, bătrân? Cum era? Era tinerel, nu era în vârstă. Și a trebuit să-l luăm pe sus. A fost un moment penibil pentru el. Da. Da. Cam ăsta ar fi un moment. Și bineînțeles au fost multe altele, dar ăsta mi-a venit acum în minte. Povestește-mi, hai să ne întoarcem la cariera ta. Apropierea asta de oamenii de la FCSB, când a apărut? Adică când ai simțit că vin să te vadă? Păi și la pe prima... tine, nu doar pe ceilalți implicați într-o gală. La prima gală. Chiar atunci, la prima gală au fost în sală? Da, da, da. A fost, cine a fost? A fost alături de mine și Mihai Stoica. Da? Da. Deja vă știați sau? Făcusem cunoștință, da. În sală? Da, da, da. El mai bine să se antreneze sau ce? Înainte mai venea. Acum nu l-am mai văzut. Da. Probabil nu mai era așa mult timp liber. Stai, se antrena să ce? Pentru la aparate sau și sparing, chestii de genul? Mă rog, mai venea și acolo pentru... mai venea acolo să vorbească cu noi, să... Are foarte mulți prieteni în comun cu cei din sală. Da. A venit Cristian Tănase. Dodel. Da, Dodel. Da. A mai venit... nu scap acum. Cine? Au mai venit câțiva jucători de la Steaua. Și de acum. Am văzut că Chipciu a venit la gală. A venit și Chipciu, da. Chiricheș chiar cred că a fost la un moment dat. Chiricheș, da, cred că a fost Filip, și el. Filip, Pintili a fost. Da, Filip a fost la gala asta de la Bambu. La ultima gală. Da, la ultima gală organizată de SAS. E vreunul de care te-ai apropiat, adică cu care mai schimbi mesaje, ai ajuns să schimbi mesaje, să-ți dea mesaje de încurajare, să te susțină, să te... Cu Ovidiu Popescu. Ovidiu Popescu, da. Și cu Tănase, ce mai așa... Cristi poate... Tănase. Da, Cristi Tănase, da. Deci cu Ovidiu Popescu schimbi mesaje, dă mesaje. Da, da, da. L-ai văzut? A jucat acum? Da, l-am văzut. Îmi place foarte mult de el. Când l-am văzut prima oară la antrenament, am fost la baza lor sportivă și l-am văzut dezbrăcat. Avea un fizic, avea niște umeri ieșiți. Am zis, băi, cred că trebuie să te duci la MMA. La da, yes, are. Da, chiar are un fizic neimediat. Chiar și îmi place și de el ca și jucător. E puternic, e un jucător puternic. Ai fost invitat la el la bază, la Berceni? Da, am fost la... A trebuit să mă recuperez după meci, după prima gală. Și am fost acolo la el la bază. Și ai făcut acolo recuperare? Da. Au aparate, chestii. Da, sunt profesioniști. Da? Adică ca lumea. Da, da. M-am făcut bine imediat, m-am pus pe picioare imediat. Deși, mă, normal, ce? Te bagi într-un butoi cu gheață, asta se spune acum, metoda nemțească, te bagi într-un butoi cu gheață și te refaci imediat. Da.
Nu, au aparate de ultima generație. Sigur? Da. Și cum spuneam, de rămăsesem la... Te-am întrebat întâi de ei, de relația cu ei, pentru că ei, pe ei am văzut și atrag notorietatea. Notorietatea lor, la rândul lor, în rândul ei crește și notorietatea ta. Adică, băi, uite, pentru omul ăsta vin ăștia. Deci e clar că omul ăsta e ceva de el. Așa reacționează publicul. Probabil au văzut că... Na, eram, la început eram, nu mă cunoștea nimeni. Câte că au venit pe Instagram, să vedem. Stai că vreau să... Nu am foarte mulți. Așa. Stai să ne uităm să vedem. Ia stai. Stai un pic. Nu știu, 2000. 2244. Da. Dar e doar baza. Da, așa, doar baza. Sunt suficienți cât îmi trebuie. Degeaba am 10.000 și care, nu știu, să alături de mine să fie doar 100. Așa am 2000, știu că ăștia cât i-am... Dar o să crească, dacă dar tu îți vei face treaba în continuare, sigur. Da, sunt conștient, da. Dar nu mă gândesc la numărul ăsta de pe Instagram. Eu sunt concentrat pe baza antrenamentelor. Cu siguranță o să vină și asta. Te întreb o chestie poate privată, o chestie despre care nu se prea vorbește. Cum e viața ta în momentul ăsta din punct de vedere financiar după 5 meciuri? Sunt bine, sunt... Da? Adică, am, cum să-ți spun... Sunt, comparând cu cele 2000 de lei de la sala de... Sunt relaxat, adică am venit care mi asigură o viață liniștită. Nu câștig milioane. Okay. Dar am venit... Milioane de euro. Da. Da. Dar am venit care mi oferă liniște. Cel mai mare premiu care a fost, am văzut undeva 20.000 de euro, e real? Da. La o, la o gală? Da, la gala de la SAS. De și ai luat banii ăștia? Au fost banii tăi? Da. Ah, ok. Da, a fost... Bonus. Au fost primii bani așa mulți. A, serios? Ce-ai făcut cu ei? Ce-ai cheltuit? Fii sincer cu noi acum. Mi-au cumpărat o mașină. Ți-ai luat mașină cu banii ăștia? Da. Ce mașină? Dar nu te gândi că 20.000 mi-au intrat doar mie. Eu am o echipă în spate. Ok. Ție ți-au rămas cât? Aproximativ. 10.000 de euro. 10.000. Da. Și mai aveai tu ceva pus deoparte și ți-ai luat? Nu, nu mai avea nimic deoparte. Păi și ce mașină ți-ai luat de 10.000 tu? Păi mi-am luat un BMW. 10.000? Da. De unde l-ai luat? Că mai știu vreo 100 de oameni care cu 10.000 ar vrea să cumpere și un BMW. Bă, păi găsești la toate colțile. În ce an e? Cum? Găsești la... din 2009. Dar e o mașină normală, nu e... Îmi oferă confortul. Ok. Ți-ai făcut o, care am o plăcere, cum da, zic. Da, da, îmi doream foarte mult. Eram obosit de la... Îmi doream foarte mult să-mi cumpăr o mașină. Cu ce mergeai? Mergeam cu metrou, cu tramvaiul, cu transportul în comun. Da? Eram obosit cu geanta în spate, după două antrenamente, mai și alergam, mamă, cărăm geanta aia, nu mai ajungeam acasă, mă dureau picioarele, mă gândeam, mergeam așa, setat, mă duceam setat acasă, nu mai mă gândeam că eram obosit, mergeam așa ca nebun. Mi-am dorit mult o mașină, da, și... Spuneam undeva, am văzut o declarație de-a ta, domnule, mi-a plăcut foarte mult de McGregor, dar banii au luat mințile, ai spus tu. La mine nu se întâmplă niciodată chestia asta. Mi se pare așa o declarație, erai foarte sigur pe tine când ai dat-o, însă să știi că viața e foarte surprinzătoare, adică te poate surprinde în momentul în care ajungi să ai bani mulți, s-ar putea să ai o provocare mai mare decât o luptă să reziști tentației de a o lua razna. Da, sunt conștient, dar cum spuneam, îl am pe antrenor. Da. Pe Aurelian, care este lângă mine și cu siguranță nu m-ar lăsa niciodată să fac chestia asta. Nu m-ar lăsa niciodată să mă deconcentrez. Să fac, să existe ceva în viața mea încă la care să-mi ia gândul de la sport. McGregor este un sportiv bun și el acum trebuie să lupte, dar a avut o perioadă în care nu l-a mai interesat așa mult performanța și business-ul. El a fost interesat mai mult pe business, să facă cât mai mulți bani și poate că a fost bine, na. E și o parte de show totuși, trebuie normal, să recunoști în zona normal, asta. Normal, da. El a făcut niște lucruri pe care nu le-a mai făcut nimeni. El a fost un sportiv
care din MMA să se lupte cu Floyd Mayweather? Da. Păi n-a mai făcut nimeni chestia asta. Cum crezi că s-a descurcat atunci chiar? Că mă gândesc că te-ai uitat. Da, am privit. Cred că s-a uitat tot globul la meciul ăla. Da. Mi-a plăcut meciul. La, când am văzut, când a început meciul și am văzut că a început atât de bine McGregor, nu venea să cred. Am zis, mamă, câștigă McGregor. Da. Da. Experiența lui. Da, experiența, da. No. L-a lăsat, probabil. L-a lăsat puțin în câteva rânde, da. Ca să dea și un pic, de, să fie și un pic de show, nu doar să-l pună jos imediat. L-a lăsat. Vreau să întreb dacă ai primit oferte, nu știu, oferte din zona de entertainment, divertisment, sunt show-uri, nu multe, dar sunt show-uri pe zona asta de sport, cred că Exatlon. Sau da, am primit, da? Dar era exact după meciul cu Milea. Asta a fost al doilea meci al tău, nu? Da. Așa. Și nu, nu puteam să fac chestia asta. Noi aveam deja alte planuri în cap. Urma să organizez o gală cu niște sportivi din Glory, de top. Okay. Noi nu puteam, eu nu puteam niciodată să fac chestia asta. Și momentan mă concentrez doar la antrenamente. Ce ar fi trebuit să faci? Să te duci în... Să pleci în undeva în afara țării? Da, trebuia să plec în Republica Dominicană. Asta însemna să pierd minim câteva luni, 3 luni, 4 luni pe acolo. Okay. Asta ar însemna să mă dea în spate și eu nici nu eram... Eu abia am făcut două meciuri. Da. Nu, eu nici mă gândesc la chestia asta acum. Acum? Nu, acum nu, nici mă gândesc deci la... Deci acum e doar muncă și... Muncă și... Și victorii. Și victorii, da, doar asta aveam în cap. Și cât performanță, să facem performanță. Pentru că... Urma gala asta. Păi când, da, când tot așa, când mi-a spus că am de luptat cu, când vrea să, că vrea să organizeze o gală cu niște luptători din Glory, de top, da, cu Dylan Salvador, cu Kayal Zanuev și Cristian Baia, păi sunt niște sportivi că peste 60 de meciuri la promoțiile cele mai tari din lumea asta. Zanuev... Cine e cel mai tare la categoria ta în momentul ăsta în lume? E vreun sportiv care considera, bă, ăsta e numărul unu în... Păi sunt mai mulți, mă, sunt mai mulți, pentru că diferă de la promoție la promoție. Ok. Dar consider că Marat Gregorian este un luptător foarte bun, care are titlul de campion în Glory, promoția Glory. Ce ar trebui să faci ca să ajungi la un meci cu el? Ce trebuie făcut ca să ajungi la un meci cu el? Sau când crezi că s-ar putea ajunge realist vorbind la un meci cu el? Păi, în primul rând, am de trecut, trebuie să mai câștig niște meciuri importante. Până cam la câte? Așa, ca să ai o bază de meciuri câștigate și o CV bun. 5 meciuri, mă gândesc la 5 meciuri. Ca măcar 5 meciuri, da, să le câștigi. Da. Să le câștigi. Ok. Ca să am ocazia asta, să mă bat pentru titlul mondial. Nu cred că n-ar da nimeni șansa asta unui sportiv cu 5 lupte, cum am eu. Da. Și spuneam, da, urma să se întâmple, să organizeze gala asta. Da. Am intrat iar imediat după gala cu... Asta e Dylan Salvador. Da. Imediat după gala cu Milea am intrat în pregătire. Da. N-am avut zile de odihnă. Nu, n-am avut, am intrat direct în pregătire. Mai avut încă 4 luni de antrenamente. Frumos, nu? Da. 4 luni de antrenamente. Dimineața, seara, numai asta făceam. Visam box seara. Visam că mă bat la... Voi trebuie să respectați ceva, vreo categorie? Adică să aveți... E ca la box, da. Din box. În box sunt niște chinuri groaznice pentru boxe. Acum fiecare e sportiv și face... Ce o face cu mâna lui, dacă eu vreau să mă bat, este o decizia mea dacă vreau să lupt la 60 de kilograme. Uh-huh. Eu nu e foarte bine să slăbești așa mult. Noi suntem în jur la 5 kilograme, 10 maxim, okay, de slăbit, uh-huh, dacă trebuie. Dar fiecare cum simte și cum... Tu ai de gând să mai... Poți să mai crești în categoria? Momentan, categoria de 70 kg asta e pentru mine. E făcută, da, pentru tine? Da.
nu sunt nici foarte înalt. Da. Asta este categoria perfectă pentru mine. Și... mă gândesc că ăsta e visul tău, să te bați pentru titlul mondial, nu în momentul ăsta. Da. Dar boxul amator, cât o să mai practici? Poți să le faci pe amândouă? Pot să fac, da. Mi-am dat seama că pot să fac. Eu vreau să... atâta timp cât îmi permite, da, și pot să fac chestia asta, la un moment dat cred că o să trebuiască să iau o decizie. Între ele. Da. Dar mă momentan... decizia, cred că o știm amândoi în momentul ăsta care ar fi. Da, dar mă concentrez acum și la box foarte mult, pentru că îmi doresc să fac... să fac o imagine bună. Vrei Olimpiada? Da, vreau. Vreau. Jocurile Olimpice. Da. Când o să ai șansa să... ultima șansă să te califici la jocurile? Cred că în martie este turneul de calificare. Ok. Unde o să fie? În Franța. În Franța. Da. Până atunci mai am mult. Mai am o grămadă de timp. Te afectează într-un fel faptul că faci și kickboxing când ești în ringul de box? Nu. Când boxezi după regulile de box? Nu, nu, nu. Adică nu-ți vine să-i dai în picior sau ceva? M-am obișnuit. M-am obișnuit. Sunt niște reguli clare. Dar nu-ți formează totuși niște deprinderi care te trag un pic în jos în box sau invers? Insistând mult pe tehnica dintr-un anumit sport, să te trag un pic în jos în celălalt. Nu, pot spune că îmi fac repede o schimbare. Adică boxul este foarte diferit de kickboxing și la început mi-a fost foarte greu. Dar cu timpul m-am obișnuit. Am făcut diferența între ce înseamnă să fii boxer amator în momentul ăsta? Ok, ești la Dinamo, legitim. Ok, da. Nu fac asta, Dinamo, FCSB. Da. Nu prea se împacă totuși. Meme Stoica susține un sportiv de la Dinamo, la campionatul de kickboxing. Asta e viața, vezi cum se te aduce. Momentan, da. Da. Cum e viața? Dacă ai fi făcut doar box amator, te-ai fi descurcat? Să trăiești? Poate că nu. Nu. Pentru că boxul nu este chiar atât de bine plătit la noi în țară. De ce? Uite, asta e o chestie. Boxul a rămas undeva în spate. Toată lumea acum e fascinată de mirajul kickboxingului. Toți copiii visează kickboxing, nu mai visează box. A luat amploare foarte mare în ultima perioadă. Uh-huh. E o chestie de marketing, cred că doar. Da. Mă rog, și de vise de arte marțiale combinate cu... Da, cu siguranță. Nu știu, așa a fost să fie. Și boxul este... boxul profesionist este foarte promovat, da. Dar la noi în țară kickboxing-ul este pe primul loc ca și sport de contact. Da. Și pe asta m-am axat. Uitându-mă de mic la galele alea din Japonia, K1. Te uitai de nu? Da, și îmi plăcea cine foarte mult. Cine era sportivul tău favorit? Daniel Ghiță, cu siguranță. Ghiță? A fost un erou pentru mine, da. Când era el la televizor, eram ochi și urechi. Și îl vedeam și pe tatăl meu că se uita. Da. Și, nu știu, era... îmi plăcea și mie. M-a prins chestia asta. Eram mic și când rămâneam singur acasă cu fratele meu, făceam niște meciuri. Începeam să ne batem. Totuși, el cu 4 ani mai mare, cred că te dobleam. Da, mă bătea mereu, dai seama, dar tu căutai, ți-o căutai, da, cum se zice. Da, căutam, îmi plăcea și mie. La un moment dat... eram copii, el avea o pereche de mănuși, da, de kickboxing și eu foloseam o pereche de mănuși de la mama, de iarnă, mai groase. Bineînțeles, alea profesioniste erau la el, da, normal. Așa normal. Se întâmplă cu fratele mai mic tot timpul. Da. Și mama a văzut că găsea dezastru în casă și a ascuns mănușile alea de iarnă. Uh-huh. El... fratele meu mereu mă bătea. Când aveam luptă cu el, n-aveam nicio șansă. Și într-o zi, așa ne-a luat chef pe unde să ne batem și ne-am improvizat noi. Mi-a pus niște tricouri pe mână, am lipit cu scuci, am improvizat niște mănuși. Da. Și nu știu cum aia a fost ziua mea, momentul meu.
Nu știu cum, m-am apropiat de el, am dat o lovitură. L-am pus în fund. Da, atunci a fost, am zis, bă, uite că pot și eu să fac și ceva. Dincolo de joacă, era un moment de autoritate, da, de marcare autorității. Da, uite că pot și eu să fac. Dar, bineînțeles, el s-a ridicat și m-a bătut iar. Te-a bătut, te-a luat de la cap. Da, da, a fost un moment în care îmi dau seama că pot. Da. Viața sentimentală cum merge? Acum, după ce ai început să fii cunoscut, te caută fetele? Eu sunt liniștit. Băieții sunt căutați, sportivii? Sunt, da, dar eu am o viață liniștită, ordonată. N-am nevoie de prea multă agitație în viața mea. Da, momentan sunt bine. Am o relație, sunt cu o fată, sunt liniștit. Ea mă înțelege. De asta spunea antrenorul tău că ești un bea cu minte. Da. Un tip potolit, așezat, liniștit. Da. Pe tot o să-mi învârte în jurul nostru, numai la kickboxing, numai la box, numai la... Avem obiective foarte mari. Și noi suntem concentrați mereu la chestia asta. Am văzut că v-ați antrenat în Cuba la începutul anului trecut. Da. Cum a fost experiența Cuba? Cuba, care e o țară, e raiul boxului. Este potența boxului mondial. Am avut o experiență de viață, pot spune. Am stat 3 săptămâni acolo, antrenându-mă cu într-o sală cu 4 campioni olimpici. Da. Da, a fost 4 campioni olimpici. Da. Da. Erau mai mulți, dar 4 erau activi. Wow. Da. A fost o experiență foarte mișto. Mi-am dat seama că atât pe plan sportiv, cât și spiritual, mi-am dat seama cât de important e să apreciezi lucrurile pe care le ai. Am ajuns acolo și văzând atâtea lipsuri, văzând... Am rămas puțin... Ce te-a impresionat cel mai tare? Faptul că ei au o situație de economie mai proastă, dar ei conștientizează chestia asta și ei trăiesc, adică sunt fericiți. Ei, ok, n-au bani, dar sunt fericiți, știu să-și trăiască viața. Asta m-a impresionat foarte tare la ei. Și văzând, uite, eram într-o sală în care... Da, asta e în Cuba, nu? Da, nu era așa... Dar tu spuneai ceva în timp ce loveai, zici ceva... Sas sau nu sas? Nu. Ziceai ceva, spuneai un cuvânt. Da? Că am încercat să-mi dau seama ce zici, dar nu. Când loveai, spuneai ceva. Deci nu era doar șuieratul respirației, era ceva. Cred că era doar șuierat, nu? Așa mi s-a părut, că zici ceva, un cuvânt, când, ca și cum e o mantră, dai un pumn și zici ceva. Așa mi s-a părut. Deci nu. Nu ai un cuvânt pe care să-l spui când lovești. Am stat revenind la... Cuba. Da. Era o sală în care erau 100 de sportivi și nivelul acolo e atât de ridicat încât campionul olimpic a pierdut la campionatul național. Serios? Așa e acolo. Acolo e... Oamenii sunt concentrați numai pe chestia asta. Ei nu au altele în cap. Nu... Asta e oportunitatea lor să facă ceva cu viața lor. Și bine, asta m-a impresionat foarte tare la ei. Ai făcut vreun sparing cu vreunul? Am făcut peste 100 de runde de sparing în 3 săptămâni de zile, da. Și cu vreunul din campionii olimpici? Am făcut, da, n-am făcut cu campionii, dar am avut ocazia să mă lupt cu niște sportivi foarte buni. Box. Da. Da. În prima săptămână, nu știam ce să fac, nu mă descurcam, nu... Ce, erau atât de buni? Da, era alt stil. Ei se mișcă foarte mult pe picioare, pe... Fug, da, atleți. Da, sunt foarte... foarte agili. Mobil, da. Și mă gândeam după o săptămână, nu știam ce să fac, cum să o scot. Da. Și abia am mai trecut încă o săptămână, tot așa, de sparinguri dimineața și seara. Și abia după a doua săptămână mi-am dat seama de stilul pe care trebuie să-l fac. Ce trebuia să faci ca să contracarezi? Trebuia să-i calc mereu, trebuia să-i sufoc mereu, trebuia să mă duc pe ei în continuu. Să nu le lași timp să fugă, să se poziționeze. Da, să nu le dau ocazie să se relaxeze ei sau trebuia să merg pe ei în continuu.
Da, da, asta înseamnă un consum este de energie. Da, este un, da, este dificil pentru că trebuie să îți dozezi efortul. Da. Și ai mai echilibrat un pic lucrurile. Da, am echilibrat, după ce da, peste am echilibrat. A fost dacă îmi spunea cineva că eu o să ajung să fiu peste, o să-l întreb pe campionul din campionul cubei, da, la 70 kg, a ajuns acolo, nu credeam niciodată chestia asta. În ultima zi am avut un sparing, nici mie nu mi-a venit să cred. Am plecat, da. Am plecat de acolo, eram famă. Uite că am reușit să fac și chestia asta. Și de asta este și nivelul așa ridicat acolo și noi aici în țară nu prea avem cu cine să nu prea avem parteneri așa de ca sparing. Ca să te ridici, să crești. Eu m-am apucat de box pentru că nu mai aveam cu cine să mă bat la kickbox. Aveam nevoie de parteneri de sparing, da. S-au fugit? Nu mai veneau la antrenamente, nu mai veneau la sparing. Aveam nevoie de sparing-uri și la un moment dat trebuia să iau de la box. Uh-huh. Și eu am luat de la box. La început asta a fost ideea antrenorului meu. Am văzut că venea campionul ăla cu tare și am văzut că întreceam. Da, era diferența. Da, și ne-am gândit să facem și treaba asta cu boxul. Am plecat în Cuba, am făcut o pregătire de 3 săptămâni acolo. Da. Și când am ajuns în țară, ne-am băgat la campionatul național de box. Da, am ieșit campioni acolo, bineînțeles. Am văzut că ai ieșit campion. De nicăieri. Da. Vine un băiat de nicăieri și iese campion național de box. Mi se pare grea presiunea din kickboxing, ai spus tu. Da. Presiune foarte mare, pentru că eu îmi doresc să fac lucrurile cât mai bine. Și îți pui presiune pe tine, da, mare de tot. Da, da, da. Am momente când am emoții și la antrenament. Serios? Da, pentru că îmi doresc mult să... Să-ți iasă antrenamentul. Da, să-mi ating obiectivele. Domnule, îți mulțumesc mult de tot pentru prezența dimineața asta. Te mai așteptăm la noi în studio. Vreau să vedem cum o să meargă cariera ta și te mai așteptăm. Sigur așteptăm că da. Așteptăm regulat, așa, din când în când, dacă ai plăcere să vii, să povestești cum îți merge și cum îți merge cariera. Sigur. A fost o plăcere să te ascult. Multă baftă îți doresc și multă sănătate, să fii sănătos, să-ți iasă ce-ți propui. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit în această dimineață. Rămâneți însă cu noi. www.gsp.ro pentru cele mai importante știri din sportul românesc, din sportul mondial. Ne revedem luni dimineață la GSP Live la ora 9:01. Toate bune, o zi bună!